Bun găsit! Câteodată te pregătești pentru un fel de interviu, interviuri, nu-ți iese, pentru că așa se întâmplă. Vali Bălănescu ar fi dorit foarte mult să fie în această emisiune, pentru că vrea să fac el o paralelă între ce s-a întâmplat foarte mulți ani în urmă, cred că la cele 7 nanți, când pur și simplu s-a trezit cu Andrei Șerban în platou. Și de atunci nu m-a mai avut ocazia unei discuții cu un om de teatru, cu un om de film, care să însemne foarte mult și în România, dar și în lume. Legat de Andrei Șerban, am o indirectă. În urmă cu foarte mulți ani de zile, eram la Londra. M-am dus la Old Vic, eram mai tânăr, gazetar, impetuos, să-l caut pe Kevin Spacey. Era director artistic. Greu. Trebuia să mai stau cu programări. Dar vorbesc cu directoarea de atunci, general manager, îmi scapă numele. Și încep să insist cu o poveste. Că uite că am argumente, că pe teatru și nu știu ce, și pe dincolo, că vin din România, și că în orașul meu există un teatru cu totul și cu totul special, unic în România. Și mă întreabă, ok, de unde sunteți? Zic, din Piatra Neamț. Și acea doamnă zice, Teatrul Tineretului, Andrei Șerban. Aseară am fost la film. Știți despre ce film e vorba. RMN. Așa că spun foarte simplu. Cristian Mungiu și Tudor Vladimir Panduru. Bun venit! Bună! Bună! Tudor, mai cu putere, că ești acasă, ești în piatră. Despre Cristi Mungiu, ce poți să mai spui? E acel prototip de cetățean planetar. Filmul pe care l-am văzut și pe care vă invit insistent să-l vedeți, să-l vedeți în liniște, cu răbdare, este, cred că, unul dintre cele mai curajoase filme din istoria cinematografiei noastre. Totdeauna un regizor are nevoie și de un cameraman. A fost și situații în filmul românesc când un cameraman a salvat regizorul și a salvat filmul. Cei doi fac un tandem perfect. Cristi Mungiu, mai spune-ne odată. Cum te-ai apucat de povestea cu Rămâneu? Eu stau între filme destul de mult și mă gândesc. Iar de povestea asta m-am apucat după niște ani de când o știam, mă gândeam la ea, dar nu găsisem neapărat o latură suficient de originală, de puternică, ca să pot să coagulez povestea aia și, sincer, scriam altceva când m-am apucat de ea. După perioada asta mai complicată de pandemie, hotărâsem că, indiferent ce și cum, trebuie să accelerez și să fac un film, pentru că trecuse prea mulți ani de la cel dinainte și, cred că acum vreun an și jumătate, cam așa, am apucat să revăd povestea asta, să discut cu niște tovarăși mai tineri, că le-am credințat o vreme povestea să o documenteze. Și într-o dată mi s-a părut, în raport cu ce se întâmpla, care o relevanță și că știu cum aș putea să o abordez. Mi s-a părut că vorbește despre niște teme foarte, foarte actuale. Raportul nostru cu celălalt, stereotipurile pe care le folosim ca să stăpânim lumea un pic mai bine. Această nouă chestiune care vine peste noi, raportul ăsta foarte ciudat pe care îl avem noi cu valorile europene pe care le recunoaștem, spre care tânjim, dar pe care nu le-am asimilat pe de-a întregul. Și a fost așa un declic într-un anume moment când mi s-a părut că știu cum pot să structurez povestea asta în așa fel încât să mă folosesc de esența a ceea ce s-a întâmplat, dar fără ca să fac un reenactment al poveștii originale. Povestea originală, după cum fără îndoială știi, e povestea aia care s-a întâmplat în 2020, chiar înainte de pandemie, la Ditrău, și ea pleca de la început, dar la un lucru foarte interesant, și anume oferea o situație paradoxală. O comunitate mică de oameni care întotdeauna trece în România drept o minoritate, și anume o minoritate maghiară din județele Harghita-Covasna, dar minoritară pentru România, a întâmpinat prost vestea că niște muncitori străini urmeau să fie aduși să lucreze într-o întreprindere locală. Și s-a produs așa un fel de scandal de presă și, de fapt, de la ce s-a pornit e că de la o constatare că suntem extraordinar de egoiști, de ilogici, iraționali, suntem capabili inclusiv să aplicăm
judecăți diferite, în contexte similare, în funcție de cum ne convine. Că problema s-a pus de ce, dacă doriți să aveți drepturi ca minoritar și țineți la chestia asta, v-ați purta rău cu alții, n-ar trebui din potrivă să aveți mai multă înțelegere? Ca să fim corecți, și presa, ca întotdeauna, a speculat într-o măsură aspectul senzaționalist și de la fața locului au fost niște trimise niște semnale în raporturile alea care erau între patronat și restul comunității, care nu au fost neapărat corecte. În ce mă privește pe mine, ce era important însă e că, decolând de acolo, am încercat să creez o poveste despre noi ca în această lume globală, noi ca ființe raționale astăzi și încercând să trăim într-o lume foarte, foarte iute, foarte alertă, foarte globală, și despre dificultatea de a te înțelege cu celălalt atunci când de fapt ești stăpânit, cum suntem noi stăpâniți, de această nevoie de a aparține, de tribul tău, de a te identifica cu ai tări care arată la ca tine, au aceleași convingeri. Și atunci mi s-a părut că nu e o poveste doar despre acea comunitate, nici măcar despre România, ci despre lume în general astăzi. Și asta m-a făcut să pot să zic această poveste în particular, sperând că ea semnifică mai mult de atât. Și bineînțeles că a trebuit să o plasez undeva și am plasat-o în Transilvania, într-un sat așa mai generic, și am plecat de la componența etnică a Transilvaniei ca să vorbesc, dacă vrei, despre componența etnică a lumii de azi și spaimele astea pe care le avem în fața unor lucruri pe care nu le cunoaștem și a unor mișcări de populație pe care le stăpânim greu în contextul lumii astea schimbătoare de azi. Tudor, cum crezi că te-a ales Cristi Mungiu pe tine să-i faci imaginea? Că putea să aleagă alt director de imagine. Mă-mi e greu să răspund în numele lui Cristian. Păi dar nu, de ce? Așa, așa. Cum crezi? Bine, voi ați mai colaborat. Am colaborat, e o poveste cumva mai lungă. De fapt, am crescut cumva în preajma lui Cristian de pe băncile facultății, fiind un soi de asistent al operatorului cu care a lucrat înainte. Și am avut ocazia să filmăm împreună bacalaureat și de acolo cred că s-a legat un soi de colaborare interesantă. Și acum mai departe nu știu. Vorbește despre maniera ta de a filma, de exemplu. E mai interesant să vorbești tu decât să vorbesc eu sau Cristi. Ce vorbește tu? Cumva pariu pe care tipul ăsta de cinema îl face e să... Gata, te-ai pierdut. M-am pierdut. Să te ajut. Discutam și aseară, discutam și azi dimineață. În aparență e obositoare imaginea. Și te gândești, păi, de ce a filmat-o așa? Dar la un moment dat îți dai seama că, de fapt, ce vedem nu e ce vede operatorul. Chiar așa vedem și noi desfășurările. Fie cadrele, fie tot. Tu ai văzut, de fapt, prin ochii noștri. Cred că e invers. Cred că voi, spectatorii, ar trebui să vadă prin ochii lui și prin ochii aparatului. Da, dar sunt curios de ce spui că e obositoare. Sub ce aspect? Nu, la început. Da. Pentru că sunt cadre largi, ușoare, cam cum filmează americanii. La ei totul e lin, planuri americane, nu știu ce. La el... Știu, am elemente de cine vei unde, camera, știi unde e diferența fundamentală? Pentru că îți spun de ce filmez cu Tudor. Pentru că e un anume mod de... E un anume vocabular în spate. E un limbaj, e o înțelegere care este foarte precisă, de fapt. Sunt niște rigori ale acestui stil pe care le-am convenit și pe care le urmăm foarte în detaliu, chiar dacă ele nu se văd pentru spectator. La final îți dai seama cât de muncit a fost. La final ai. E cel mai complicat mod de a face un film, și anume faptul că facem o mise-en-scenă pentru fiecare situație și după aia o filmăm fără nicio tăietură. Asta necesită și din partea directorului de imagine sau operatorului sau cum vrei să-i zici, o imaginație și un efort colosale, pentru că trebuie să te pui în corpul lui
el trebuie să ilumineze și deopotrivă să miște aparatul într-o grămadă de direcții pe durată foarte lungă și de fiecare dată când mișcă aparatul, totul trebuie să funcționeze fără să vezi niciun fel de umbră, niciun fel de echipă. E o suită de încadraturi mișcătoare care fiecare trebuie să aibă compoziția justă pe care ai stabilit-o dinainte. Și atunci, odată ce ai găsit înțelegere cu cineva și ai un fel de gust comun, pentru că nu poți să stai să discuți la fiecare cadă, trebuie să te bazezi că 60%, 80% din înțelegerea felului în care lucrezi este asimilată. Și altfel există o logică a imaginii foarte simplă și clară, dar greu de obținut, și anume atunci când lucrurile sunt statice, de regulă camera e statică, când ce urmărim noi în cadru implică o mișcare, atunci Tudor urmărește acea mișcare. Sigur, convenim toate lucrurile aia dinainte, dar în primul rând la filmul ăsta e un efort foarte mare fizic. La sfârșit, bineînțeles, ca spectator nu trebuie să spui problema cum e făcut filmul, dar pentru că suntem aici, avem un strop de timp, dacă vezi un moment în film în care vezi o motocicletă în mers la deal noaptea, nu-ți dai seama ce e în spate. Dar efortul din spate e colosal. Ca să filmezi motocicleta aia înseamnă că trebuie să existe o altă mașină care merge în fața motocicletei alea, un operator care trebuie să îndrepte aparatul ăla trebuie să nu se miște, e nevoie de o lumină care nu vine noaptea de nicăieri, deci trebuie să aduci 100 de macarale de asta ca la Luxten, ca să ai așa un pic de licăr. Deci toate lucrurile astea se pregătesc, sunt greu de făcut, sunt în bucătăria asta din spatea filmului. Nu e important neapărat pentru spectator să le remarce, dar atunci când ele sunt bine făcute, dau ceva în final. Și dau așa un fel de aspect dintre ăsta că lucrurile s-ar fi putut întâmpla la fel și în realitate. Și cumva noi spre asta tindem în acest stil, pentru că asta îl încredințează pe spectator că ansamblul poveștii pe care o vede el e foarte realist sau, dacă vrei, măcar verosimil. S-ar fi putut întâmpla dacă nu chiar s-a întâmplat. Și din acest gen de muncă și din acest gen de colaborare ajungi la secvențe cum e acea lungă secvență de adunare în film, în care pentru oameni e un pic sentimentul ăsta că fie e improvizat, fie e documentar, ați fost acolo, ați prins. Mai e un cadru la început, mă amuză când suntem întrebați dacă într-un cadru de început al filmului, când intră o mașină în sat și trece o vulpe, am prins vulpea aia acolo, am fost la momentul potrivit. Știi cum e, la cinema nu e nimic întâmplător și lucrurile nu se întâmplă că ai prins ceva la momentul respectiv. Totul e plănuit, totul trebuie să faci dinainte. Dar până la urmă lucrurile astea contează și toată munca asta contează doar în funcție de rezultat. Că și la un film prost, trebuie să spun, muncești o grămadă, dar tot ce contează este ce a ieșit din el. Și eu sper că a ieșit din el acea energie de care e nevoie ca să-l poți urmări ca pe un film de ăsta, de entertainment, thriller, stai pe marginea scaunului, ești curios, te uiți să vezi ce se întâmplă până la capăt, este extraordinar de dens, probabil prea dens, în lucruri pe care nu le înțelegi de prima oară. Adică e făcut în stilul ăsta în care, că menționai filmul american, diferența este că nu amesteca cineva toate întâmplările și sensurile și ți le dă direct regurgitate și cu concluzia trasă. E un film care îți prezintă niște întâmplări, contextul în care niște oameni ca tine iau niște decizii, ai acces la intimitatea lor și afli ce gândesc ei în această intimitate și chestia asta cumva te stimulează pe tine intelectual să ai un punct de vedere. Nu mai e foarte ușor să faci genul ăsta de cinema și eu sper că sunt destui oameni care trec de acest prim nivel a poveștii și ajung să se gândească un pic la partea asta mai critică. Și știi de ce, e un pic mai complicat? S-a pierdut obiceiul ăsta de a avea o reacție critică. Nu-l mai avem de la început din școală, nu-l mai avem aproape deloc în evenimente culturale după aia, pentru că s-au redus la minim. Nu-l mai avem nici măcar de la mersul la cinema. Mersul la cinema a devenit așa, la fel de rar cum este, respectând proporțiile, mersul la operă. Ieșitul la cinema și discuția de după se întâmplă pentru unii oameni odată la câțiva ani. Și atunci filmul îi surprinde un pic prin faptul că nu are niște concluzii înglobate deja înăuntru. Dar asta e și partea lui care vorbește foarte mult spectatorilor. Faptul că dintr-o dată trebuie să-și pună problema unor supoziții, sigur, când suntem noi ne întreabă și le verifică, când nu, e cu atât mai interesant, pentru că trebuie să le verifice cu alții și dă ocazia așa unui dialog și a verificării opiniilor tale
așa într-un context social un pic mai amplu? Cred că nici, ai spus și două părăși de astea, cred că mai avem nici spectatorii de odinioară. Omul merge la film astăzi, cred că din 11 genul de motive și cred că uite esențialul, ca să duce să vadă un film. Care film este totuși o operă de artă. Nu e ceva tiparul 1, tiparul 2, tăc, tăc, tăc. Știi care e problema? Că unele filme sunt tiparul 1 și 2. Și atunci bine. S-a relativizat foarte mult această percepție a ce este un film. Pentru că sub cuvântul ăsta și în general sub termenul ăsta de cinema se ascund o grămadă de lucruri care în aparență seamănă, dar nu au deloc aceeași esență. Dacă stai și zapezi programe la televizor și vezi acolo o grămadă de conținut, alea sunt pe niște tipare, pe niște tipaje și sunt super înlocuibile, sunt alți actori, dar e aceeași schemă. De asta, de exemplu, la americani este exclus să faci un film care cade în afara unui pattern. Adică ei te întreabă, faci un thriller, să face ca un thriller, faci o romantic comedy, aia faci. Nu există să faci ceva la modul ăsta de autor complet atipic, că îți asumi niște riscuri pe care nu vrea să-și le asume nimeni. La noi problema puțin e alta. S-a pierdut obiceiul ăsta, cum zici, din foarte multe cauze. Când oamenii mai vin la cinema, vin în principal pentru un singur lucru. Asta e percepția mea. Este un fel de eveniment legat în special de prezența cuiva. Uh-huh. La cinema merg foarte puțin. La cinema merg dacă eu însoțesc filmul, dacă echipa însoțește filmul, atunci e un fel de eveniment. E un fel de curiozitate pe care o creezi. Uh-huh. Și pentru această discuție oamenii vin, dar sigur că pentru noi ce e important este ca ei să continue să vină și după ce noi nu mai suntem acolo. E foarte important ca această discuție, această prezența noastră să creeze o discuție care să aibă așa niște valori care să mai dăinuie o perioadă. Pentru că nu poți să fii prezent, să însoțești filmul la toate proiecțiile lui și în toate țările. Noi o să avem distribuție undeva în 50 de țări. Generăm așa un fel de trend al cheilor în care să vezi filmul, al discuțiilor, al posibilelor interpretări, al răspunsurilor și însoțim filmul ca să asigurăm cumva spectatorii că nu e niciun fel de lecție, nici de morală, nici de științe sociale, nu le arată nimeni cu degetul. E în primul rând, cum spui, un film și trebuie să vii acolo dacă mai regăsești o anume pasiune spre a asculta povești. Teoretic, filmul asta este și vine în virtutea acestei obișnuințe pe care o avem din totdeauna de a sta la sfârșitul zilei la gura sobei când nu e niciun război și cineva dea până o poveste, spune o poveste și ideal e o poveste interesantă despre ce se întâmplă ție și despre ce se întâmplă în lume în momentul ăla. Și eu sper că în bună măsură remenea asta este și sper că această insistență noastră de a însoți filmul face ca să continuăm să mai existe un anume gen de public. Voi ajungeți aproape la o mobilizare națională. Nu știu dacă voi sesizați asta din interior, dar noi care ne uităm din afară, chiar spuneam, se întâmplă ceva ce nu s-a întâmplat. Cum spuneai, am plecat cu filmul la Corindat prin țară. Dom'le, chiar așa este. E o mișcare. Așa în jur. Este. Ai generat o mișcare în jurul filmului. Am generat mișcarea asta, știi cum, ca un fel de exemplu. Acum 15 ani, când am făcut 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile, era evident un mare interes pentru filmul ăla, pentru că luase Palme d'Or. Ne-am întors de la Cannes și am constatat atunci că, de fapt, nu puteam să ajung decât în 40 de locuri, că atâtea erau cu sală în momentul respectiv. La unele era greu să te programezi. Și atunci am organizat această primă instituție numită a caravanei. Atunci eram pe 35 de milimetri, am adus echipament din Germania, cu camion, cu proiector, cu sunet și am început să descuiem o grămadă de săli de cinematografe vechi, am făcut un film despre asta, am luat praful, instalam ecranul, proiecția, a costat o grămadă, dar trebuia să fie un statement. Uite ce trebuie să facă un cineast în România ca să-și prezinte o operă în care statul a investit ceva, de pe urma faptului că statul nu mai investește încă ceva ca să poți să și comunici ce ai făcut. Dar numai că la, cum să zic, la interesul pentru cultură și la dezinteresul care a existat și există în România, în loc să fie un exemplu și în loc să mobilizeze autoritățile centrale sau locale să creeze acel sistem de distribuție, a devenit o cutumă din momentul ăla. Toată lumea a înțeles că se poate organiza așa ceva cumva în anumite condiții și asta a devenit singura cale de a comunica filmele. Și uite că acum, 15 ani mai târziu,
Noi înșine repetăm experiența asta și fiecare alt cineast cu un buget minimal la dispoziție trebuie să facă acest lucru. Sigur că e respectuos să însoțești filmul, dar nu ai cum în final să generezi o experiență de tipul ăsta pentru toată lumea. Unii oameni trebuie să vină să încerce să vadă acel film și să ne asculte pe noi vorbind despre film într-o emisiune ca asta, care rămâne pe internet undeva. Acolo e. Sau în alte, adică ai ocazia să-l asculți pe realizator despre film, dar la un moment dat trebuie să profiți de alea 7 zile sau 10 zile sau 2 săptămâni când vine filmul la tine în oraș, atâta vreme cât mai consideri că, nu știu, ține de sănătatea ta mentală și socială să ieși din casă, să te vezi cu alții, să te îmbraci frumos, să mai discuți cu ei, să ai un fel de inclusiv de păreri în contradictoriu dacă ai cu cineva despre film, atunci tot e foarte bine, înseamnă că gândirea ta critică e încă vie și nu ai devenit un cetățean așa manipulat. Să mă întorc la părerile astea contradictorii care sunt de altfel delicioase când ai partenerul cu care să te contrazici. Tudor, nu poți să te lasă acolo așa în liniște. La 33 de ani ai deja un portbagaj de filme făcute. Ai filmat și afară. Cum arată regizorii de afară? Întrebare dificilă. Arată ca... Depinde de regizor acum. Păi sunt alte școli de cinematografie, în primul rând, da? Da, cu siguranță. Până la urmă, fiecare regizor se poziționează cumva în poziția asta de observator și încearcă să-și construiască o lume pe care cumva operatorul, jobul meu, încearcă să o descrie așa cât mai aproape de ceea ce scenariul și viziunea regizorului și-o doresc. Dar, până la urmă, în ziua de astăzi nu știu dacă putem vorbi de școli de cinema. Mi se pare că lucrurile s-au mixat atât de tare încât deja vorbim despre, nu știu, perspectiva fiecărui autor care încearcă cumva să descrie realitatea în care ne aflăm, că că vorbim de probleme sociale sau, nu știu, depinde. Ce facem? Vorbim până la urmă într-o perspectivă de, spun, o unificare, de o globalizare și în film? Nu cred că se poate așa ceva. Într-un fel, da. Pentru că Tarkovski e una pentru... E același lucru pentru noi cum și pentru, nu știu, un regizor din Georgia sau din Anglia sau din... Limbajul de cinema e aproape de fie... Bine, țin cont de părerea ta, dar dacă e să mă duc spre școlile de teatru, da? Ok? Povesteam și aseară, am niște prieteni foarte buni la Oradea, doamna cu pricina a fost și director la Regina Maria, se vede pe ea că a făcut Institutul de Film de la Moscova, Veghei Cau. Clar! E altceva! Da? Ai fost și ai filmat în Georgia, nu? Te întrebam aseară, da? Păi, ăștia deja vin din alt sistem, au alt aluat, altă școală. Nu pot să compar, să spunem, un regizor, da, din Gruzia, mai să spun, cu unul din Germania. Întâmplarea face că regizorii cu care am lucrat din Georgia au studiat la Berlin. Na, am nimerit-o. Și aveam un interes cumva față de cinemaul românesc și și-au dorit cadre secvență și atunci cumva limbajul a fost cât poate nu cu același tip de rigori sau cu siguranță nu era același tip de fel de a povesti cum e filmul românesc, dar niște pârghii împrumutate din filmul românesc, aș putea. Am înțeles. Revin acolo la chestiunile, discuțiile în contradictoriu, păreri diferite. În urmă cu mulți ani de zile, țin minte că am văzut în direct pe Florin Călinescu atunci când se mutase, cred că la Tele7 ABC și a avut o serie de emisiuni dedicate filmului,
pornind de la ideea, noi nu știm să spunem o poveste. Filmele tale au poveste, asta e clar. Și după care mai sublinia ceva. În filmul românesc nu avem dialoguri. Și nu aveam dialoguri. Tu ai dialoguri, ți le faci singur sau lucrezi cu un dialogist? Eu am scris scenariile singur și dialogurile. E o iluzie să crezi că în România există dialogist. Până la urmă, ce e la un dialogist? Eu n-am văzut niciodată niciunul. Nu știu ce e la el. Francis Weber, cel mai celebru. Da, dar nu în România. Adică noi abia reușim să scoatem niște... Nici măcar nu sunt profesioniști când iesă din școala din film. Sunt niște oameni preocupați de meseria respectivă, dar în cinema profesionalizarea asta durează și durează o vreme până te coci la creier, până înveți să ai un pic de experiență. Durează în funcție de cum te-ai pregătit tu în primul rând, pentru că școala îți creează un cadru, să zicem, dar trebuie să vezi filme, trebuie să citești scenarii, trebuie să practici, munca să începe, scrii, de fapt, să după ce ai terminat școala. Teoretic trebuie să înceapă. Bine, când din intri, școală, da. Ar trebui să nu pierzi timpul ăla. Da, da. Eu zic cred... mai bine adaptarea la piață. Dacă nu pierzi, eu de exemplu n-am pierdut vremea în aia 4 ani de școală, pe lângă ce m-a învățat școala sau pe lângă ce învățam eu, făcând un film în școală, am lucrat o grămadă la producțiile străine care se filmau în momentul ăla în România. Și cumva mi-am dublat așa școala cu un fel de experiență care te ajuta pe alte nivele. Eu cred că observația la care face referire a trecut de mult. Eu cred că avem niște specificități, dacă vrei, ale cinematografiei din România, dar în niciun caz că n-ar avea dialoguri. Împotrivă, nu, eu vreau tocmai să subliniez evoluția. În momentul ăsta cred că nu e deloc acolo problema, adică sunt oameni care scriu foarte bine dialoguri, în special secvențele de dialog au devenit foarte naturale în raport cu ce era odată, oamenii vorbesc ca oamenii, nu mai sunt, știi că pe vremea dialogurile erau foarte ideologizate și foarte de lemn, așa, nu mai e cazul. Sunt altfel de caracteristici ale filmului românesc care apelează mai puțin la un spectator obișnuit și ele țin în primul rând de formatare, de ritm și de cât de mult povestești, dacă vrei, fără dialog. Până la urmă avem o masă de populație care este atât de mult expusă cinematografului american și cu un ritm alert, special cei tineri cresc cu ochii ațintiți de ecranele la care se uită la Pixar și la Disney, de când sunt foarte mici și atunci ritmul lor e complet altul și când vii și faci un film într-un ritm care nu este extraordinar de alert și cu o densitate de întâmplări care nu este extraordinar de alertă, au niște dificultăți să se plieze la acest ritm și în primul rând la ce constituie poveste din care să poți să extragi subiectul filmului. Prin asta cred că ne deosebim undeva. Pentru că insistăm să avem un cinema bazat pe realism și pe cât de mult funcționează asta în exterior, că trebuie să zicem că noi avem probabil mai mult public în exterior, oricare dintre noi regizorii români care lucrează acum și au un anume succes în festivaluri, e mai mult public și mai mult gust pentru ce facem noi în alte părți decât e în România. Și are ceva de a face cu ce spunea Tudor mai înainte și cu ce întrebase cu colaborarea cu alți regizori din alte țări. Există un fel de trenduri din astea care depășesc granițele naționale. Nu prea mai există cinematografii naționale. Adică un regizor, de exemplu, care filmează și are dialoguri în gruzină, poate să semene mai mult ca format filmii cu cineva din România pentru că facem plan-secvență și tipul lor de cinema seamănă mai mult și asta devine mai important decât faptul că limba e alta. Limba e limba actorilor, acelor care recepționează filmul, dar stilul filmului e bazat pe alte matrice cu care poți să fii de acord mai mult sau mai puțin. Și în special, încă pe zona de est, e legat de ritm și e legat de genul ăsta de întâmplări pe care tu le consideri a fiind capabile să genereze un film. La noi nu se trage foarte mult cu pistolul un film, dar pentru că nu se trage nici în realitate. Nu sunt o grămadă de urmăriri cu mașinile pentru că nu sunt nici în realitate, cel mult vine un prostovan cu un BMW noaptea și forjează roțile prin centru, adică toate lucrurile se scalează la felul în care arată la noi ceva verosimil. Dacă încerci să faci acum un super thriller cu agenți care încearcă să rezolve un caz, faci o comedie în România. Lucrurile nu funcționează așa. Și atunci și chestia asta decondiționează. Dar ce e important
Și ce încerc eu să fac și inclusiv cu filmul ăsta, important este să poți să încerci să extragi genul de atenție și de emoție și de ritm de care spectatorul are nevoie, chiar și dintr-o întâmplare foarte realistă. Vezi că în filmul nostru și pe afiș este o pușcă. Uh-huh. Ok, deci e o pușcă. O pușcă poți să ai la un caz. Odată ce e o pușcă, există o așteptare despre pușca aia, nu trebuie să explic. După aia sunt o grămadă de situații neprevăzute în film. Contează dacă tu atunci când scrii știi să le preîntâmpini, să le aștepți, să le poftești în scenariu. Pentru că la scenariu nu doar dialogurile sau nu dialogurile sunt dificultatea principală dacă ai un pic urechea dată și știi cum vorbesc cu oamenii. Construcția complicată din apoi este legată de cum reușești să gestionezi, să integrezi într-un mod cât mai puțin vizibil toată construcția narrativă de care ai tu nevoie, cu toată evoluția personajelor, cu atingerea tuturor temelor pe care vrei tu să le ai în film, și toate astea făcute într-un mod în care să există un fel de eficacitate pe secvență. Într-o secvență în care doi oameni au un dialog complet banal, eu am ca scenarist și regizor o grămadă de obiective. Ei trebuie să comunice niște informații despre ei înșiși, despre cum se poartă, despre cum arată, despre ce comunică. Acolo, după ce vezi secvența aia, tu ca spectator știi mai mult și așa mai departe. Și asta e o chestiune de practică. Mi-ar plăcea să mă pot ajuta cu cineva care să știe multe despre dialoguri sau altcineva care să știe multe despre structură. Din păcate, școala noastră nu te formatează atât de precis. Abia găsești 1, 2, 3 scenariști în România capabil să lucreze și pentru altcineva decât pentru ei înșiși. De regulă știi că noi ne scriem filmele fiecare și acolo și este diferența fundamentală între ce iese, în funcție de cât de bine ai știut să scrii și să structurezi. Tudor, când vii pe acasă, să uită prietenii, cei colegi de generație, așa, la tine, ca la o vedetă. Din păcate, nu știu, colegi, majoritatea n-ai timp să te vezi cu ei. Colegilor cred că sunt plecați din Piatra Neamț. Ah, bun. Ceea ce, da, e un păcat, într-un fel, dar și eu sunt plecat de acasă. Nu știu dacă mă văd ca pe o vedetă, nu. Și nu mi se pare că sunt o vedetă. Nu, dar asta vreau să mă duc la tandemul pe care l-ai făcut cu Daniel, cu Sandu. Când ați venit voi pereche, nu știu, ce aici, e pepinieră de oameni de cinema? Am început să v-ați cam mulțit de la o vreme. Da, suntem. Unul e prin America, da. Da. Așa. Suntem mai câțiva. Și predă, cred că, pe acolo, la Petri, nu? Așa e. Așa. Da, suntem câțiva. Nu știu, o fi aerul. O fi aerul, nu? Foarte tare. Timpul zboară, n-am ce face lui Tudor, nu e chiar în elementul lui, dar l-a acoperit perfect Cristi Mungiu. Într-o vreme, cu acest nou val de creatori de film românesc, ai fost în lista celor care li se reproșa că faceți filme după un fel de tipar ca să mergeți cu ele la un festival sau altul. Bâiguia unii, cum se zice în limba română, că ați fi voi deținătorii, să spun, unei formule magice de film care sigur intră în festival și ia și premiu. Eu cred că nu există astfel de formulă. Sigur că cum poți să intri în mintea unui juriu și cum poți să intri... Sigur, da, există ceva în această observație, dar întrebarea e alta. Întrebarea e dacă există formula asta și asta e ceva dezirabil, de ce nu aplică și alții? Dacă e o formulă și așa de bun, simplu. Bun observație. Da. Vă rog, încercați să faceți. Dacă... Așa le-am zis și eu. Nu e nicio problemă. Mai departe însă... Adică, știi, asta e genul de reproș care nu contextualizează suficient. Ce înseamnă asta? Nu, l-am inventat, eu știu. Știu foarte bine. Și eu mă gândesc la el, da. Adică nu-l resping, mă gândesc la el și încerc să mă gândesc la fiecare observație care se face despre ce fac eu, despre ce facem noi ca generație și în special la cele critice, mă gândesc. Și încerc să explic un context. Eu înțeleg de la ce vine această rezervă. Rezerva asta, de fapt, poartă o judecată de valoare nerostită de tipul următor. Ceea ce faceți voi este
să obțineți un anume gen de succes, ignorând gustul public, și noi de fapt vrem să vedem niște filme mult mai simple, fără asemenea pretenții, care să fie mai entertainment. E pretinzându-se de, cum să spun, cunoscătorii gustului public, arogându-și. Dar e corect când într-o anumită... Când de fapt nu sunt. Publicul nu e de același fel. Exact. Sunt tot felul de nișe de public și măcar atâta lucru trebuie să respectăm. Un lucru foarte important în cinema care trebuie să dăinuie și anume varietatea asta, că e loc pentru fiecare gen de public. Din păcate, în România nu poți să faci un reproș nimănui că nu face filme mai de entertainment, pentru că nu există public suficient ca să faci genul ăsta de filme. Uh-huh. Uite, în Polonia există. Oamenii ei au atât de mult apetit pentru cinema și o populație adevărat mai mare, încât pot să facă filme de gen. Hai să vezi un film horror polonez la cinema care face. Ei, dacă fac un film istoric, păi se adună 15 milioane de oameni. Poți să faci film. La noi, în România, nici dacă vii, nu știu, cu cel mai popular film în lume, dacă e un film american, îl dublezi în română și l-ai pus în română, nu va veni prea multă lume, în principal din această prejudecată, că el deja e în română, nu e în engleză. Deci prea interesant n-are cum să fie, pentru că suntem așa victimele sistemului de staruri american. An de zile am fost expuși sistematic, noi cu toții, după al doilea război mondial și noi în special după anii 90. Și atunci, de fapt, din capul locului puțina populație care a mai rămas pentru filme în România, are gustul ăsta deja înclinat spre filmul american. Așa se face. Păi, vreau să-i văd. Acolo sunt actorii, acolo sunt poveștile. Și absolut adevărat, e foarte bine. Există entertainment american de calitate. Dar de aici încolo, tu ca realizator în limba ta, trebuie să te poziționezi față de chestia asta într-un anume fel. Și poziționarea mea, de exemplu, e destul de complexă. Eu continui să investesc în un anume gen de cinema popular. L-am produs pe Nae Caranfil, l-am produs pe Daniel Sandu. Oamenii ăștia fac, dacă vrei, niște lucruri mai populare și mai apropiate de un anume gen de gust al publicului decât fac eu. Nișa mea ca autor este însă să ating un public global destul de mare, făcând un alt fel de cinema care este, dacă vrei, nu pot să-l numesc radical, că nu e foarte radical, e tot un cinema narrativ. Dar e un cinema narrativ în care am alt fel de pretenții. Cu altă tăietură. Alt fel de pretenții. Da. Și formale, dar și ca tematică, și ca putere. Și din fericire, dacă în teritorii naționale nu sunt neapărat consolidate niște mari grupe de public pentru asta, când te exprimi la nivel global, ele sunt. Și în felul ăsta și eu și colegii mei de generație avem o relevanță globală mult mai importantă decât dacă am fi făcut niște filme populare de gen în România. Și avem și noi acest drept de a încerca să ne poziționăm, că avem o perioadă de cât faci film, 20 de ani, 30 de ani, trebuie să găsești o formulă prin care să poți să faci ce crezi tu că e just. Și ce facem noi? Încercăm să creăm în lipsa publicului un anume gen de cinema care să conteze, nu știu, dacă vrei, în mica istorie regională sau europeană a filmului, și o să vedem dacă am reușit sau nu. Proba timpului. Păi, proba timpului este singura probă relevantă în cinema, nici măcar cea a premiilor nu contează. Dacă poți să vezi filmele astea peste 10 ani, peste 20 de ani, peste 40 de ani, atunci înseamnă că exista un anume fel de valoare în ele. Dar atâta vreme cât putem astăzi să judecăm ceva, să știi că ceva am făcut. În România se percepe puțin genul ăsta de schimbare pe care a produs-o nou val românesc asupra cinemaului în lume, dar afară se percepe cu mult respect. Dacă ne depărtăm un pic, ceea ce uneori ne e greu, de la această viziune un pic provincială, să nu să supere nimeni, și foarte pasională, locală, asupra locului, în care compar pe fiecare cu cineva dinaintea lui, în care reperul e un alt regizor român contemporan sau de acum 30 de ani. Dacă capeți un pic de distanță și ai o judecată globală și citești, de exemplu, presa americană, să zicem, despre filmele românești, ai să vezi o altă respirație, o altă anvergură. Și asta ne dă un fel speranța că lucrurile se vor echilibra, știi, judecățile astea de valoare la un moment dat. Și comentarii la externe, la tine, la RMN, după Cannes. Și mi-am rămas sincer impresionat de faptul că oamenii chiar au urmărit filmul.
Păi am înțeles. Nu trebuie să îi subestimăm. Nu, numai noi, ca urmări noi spunem film. Că să ia societatea de consum, nu știu ce, dar nu, nu cei care profunzi. Păi, în primul rând, nu e rezonabil niciodată să generalizăm despre America. Nu. Sunt o mulțime de nișe și o mulțime de nișe extrem de culturale acolo. Cred că cele mai profunde lucruri care s-au scris vreodată ca analiză despre ce am făcut eu ca film au venit din spațiul critic american. Și acolo sunt niște oameni care nu că văd filmul, îl înțeleg într-un asemenea detaliu și minuție și îl privesc cu o asemenea răbdare și deschidere. Diferența fundamentală fiind, știi care, oamenii aia încearcă să vadă ce ai vrut tu să faci. Te judecă în raport cu cât ai reușit să faci față de ce ți-ai propus. La noi judecata e mult mai simplificată. Fiecare judecă în funcție de ce ar fi vrut el să vadă. Acolo n-ai cum să nu dai greș, pentru că eu nu pot să fac un film pentru fiecare și respect punctul tău de vedere și asupra cinemaului și asupra ce ai fi făcut tu din povestea asta, dar totuși o fac eu. Iar pentru cei care încearcă să impună în abordări de astea ce ar fi vrut eu să vadă, eu am avut totdeauna o replică. Du-te la televizor, ia să telecomanda în brațe și butonează. Sigur că libertatea asta trebuie să existe și nu vreau să îndepărtez pe nimeni, nu despre asta e vorba. Nu. Îmi spuneai despre opiniile critice, e foarte generator de idei și dacă ai alte păreri decât ale mele despre film. La sfârșit trebuie să ne raportăm la film ca la o operă care are mai multă valoare sau mai puțin, dar destul de obiectivă. Odată ce filmul e plasat în spațiu public, nici măcar părerea mea despre el nu mai contează mai mult decât a ta sau oricărui altcuiva. Principalul e ca filmul ăla să aibă un conținut suficient de interpretabil, de abstract, de polemic, de important ca fond de idei, să-ți genereze ție un comentariu. Dacă ridici din nume și zici, da, why not, înseamnă că eu n-am reușit ca regizor, nu mă interesează genul ăla de cinema. Dacă ai o părere, chiar și fermă, împotrivă, ideologic, politic, formal, zici nu, m-am săturat de chestia asta, e foarte bine. Orice fel de sentiment mai reușești astăzi să creezi cu o operă și cu un film, e foarte bine, înseamnă că și eu sunt viu și tu ca spectator. Noi practic suntem din aceeași generație, diferența de ani între noi este, se încadrează în definiția. Cu cât avansăm în vârstă, cu atât e mai nesemnificativă, cum se zice. În definiția generației. Și noi am fost consumatori de film. Spuneam aseară că dacă la Dacia Panoramica a rulat să ucizi o pasăre cântătoare, nu știu dacă s-a adunat 10 spectatori. În Iași, dacă s-ar reprograma Călăuza la care ne-am rupt hainele pe noi la Tineretului, pe Răpușneanu, s-ar putea totuși să mai fie public pentru Călăuza. Știi? Dar, apropo de ce iese la RMN, xenofobie, mie mi-a ieșit intoleranță. Intoleranța asta cotropește. Cei care vin din urmă nu acceptă, de exemplu, o discuție la modul următor. Doamne, e un film bun, e un film mare. Că mie nu mi-a plăcut, ok, dar recunosc că e un film mare. Nu vorbesc de remene, vorbesc ca principiu. În ziua de astăzi, intoleranța. Rău, bun, cum spuneai, nu-i ce am vrut eu, nu e bun. Există un anume fel de radicalism, dar știi ce? Până la urmă, orice părere e justă sau, mă rog, acceptabilă câte vreme e în cunoștință de cauză. Eu de asta am început cu filmul și am început seria asta de proiecții la Ditrău. În trecut există o influență a poveștii reale asupra filmului, chiar dacă noi ficționalizăm, pentru că îmi doream ca oamenii ăia să aibă o opinie în cunoștință de cauză. Că știam că de a doua zi o să existe opinii, cum au fost și la După Dealuri, care a fost considerat un film anticreștin, înainte să apară, să fie proiectat. Oameni buni, deci vedeți-l și după aia treaba voastră. Comandau filmul de parcă văzuse. Dar lumea s-a schimbat. Trebuie să zicem că din, nu știu, de la generația noastră până astăzi, sincer, cu totul și cu totul altă lume și trebuie să vedem cum reușim să comunicăm celor de astăzi. Practic nu-i putem trage după noi. Trebuie, dar nici nu e cazul. Nu e, trebuie să, adică eu nu am niciun fel de... Trebuie să mergem noi spre ei, clar. Nu trebuie să avem... cred că fiecare generația ajunge la vârsta la care crede că lucrurile au mai juste pe vremea când eram așa noi. Așa spuneau tineri. Și părinții noștri. Că da, și atunci trebuie să iei distanță față de chestia asta. Nu e nici mai bine, nici mai rău decât altă dată. E altfel. Nu poți să ai același fel de lume în clipa în care există internet și telefonie mobilă și
globalizarea care e cu totul altfel de generație. Dar intoleranța face ravagii. Sigur, intoleranța a făcut și face mai multe ravagii acum, în primul rând, pentru că ai foarte puțin timp să decantezi orice opinie și pentru că instrucția e de altă natură. Îmi pare rău să zic, dar ne întoarcem mereu la educație. Mm-hmm. În clipa în care nu mai ai niciun fel de educație, în principal pentru chestiuni de bază de tip răbdare, păi nu mai ai răbdare, tu nu mai ai răbdare să recepționezi un mesaj mai lung de un minut sau de două, că nu, creierul tău nu mai e formatat așa. Și atunci și filmul va trebui să găsească o modalitate prin care să se adapteze acestei realități. Și, de exemplu, uite, acum nu e întâmplător că platformele comunică niște rezultate pozitive în procente parțiale. Numărul X de oameni au văzut atât la sută dintr-un film. E ridicol pentru noi, pentru generația noastră, dar asta descrie într-un fel lumea în care trăim azi. Deja dacă poți să comunici pe fragmente ceva cuiva și îi creezi o opinie, e destul de bine. Problema vine în altă parte, și anume că niciun fel de artă, nici măcar cinemaul, care e artă populară, nu se pot susține dacă cei tineri de astăzi nu sunt expuși unei educații sistematice de bază acasă și la școală, ca să poată să aibă o deschidere către genul ăsta de formate. Dacă știi foarte, foarte puține lucruri pe lume și toate de pe YouTube, e greu să te orientezi după aia în viață, să ai gust. Adică nu poți să vii să vezi călăuza când nu știi ce este călăuza, nu știi ce este ritmul ăla. Nu poți să vii să vezi să ucizi o pasăre cântătoare dacă tu crezi că filmele din anii 90 sunt istoria cinemaului. Acolo trebuie să investim un pic, pentru că dacă nu o să sfârșim, știi, printr-o generație de oameni care continuă să aibă punct de vedere, dreptul să aibă opinii, să aleagă, dar lucrurile astea se bazează tot mai mult pe o judecată subiectivă și tot mai puțin pe o pregătire densă și informată către ceva anume. Mă bucur că am ajuns la educație și vă propun și vouă și celor care ne-au urmărit să oprim aici, pentru că asta, educația este unul dintre cele mai cumplite pariuri cu care se confruntă nu doar România, toată lumea. Nu mă duc în filozofie, în chestii de dezumanizare, dar să am o concluzie după ce ne mulțumesc încă o dată. Tudor, data viitoare să fii în formă. Cristi te așteptă întotdeauna cu brațele deschise. Astă vară, într-un număr jubiliar al Mesagerului, făcând o cronică anilor ce s-au scurs din 2011 încoace, dar fiind și în situația în care eram și în România și în lume, ziceam așa, dacă vreți să înțelegeți prezentul, imaginați-vă viitorul. Doar oricum asta sunt, pe data viitoare.